Se spune că Dumnezeu nu măsoară câte am făcut, ci câtă dragoste am pus în ceea ce am făcut. Din dragoste pentru copii și pentru cultura populară românească, Diana Tămâian, profesor învățământ primar la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Baia Mare, a inițiat și coordonat proiectul Festivalul Național al Măștilor Populare Românești, găzduit din 2008 de Școala Nicolae Iorga la fiecare început de decembrie. Directorul Mihai Boloș a susținut de la prima ediție această inițiativă. Totul a început pe 16 decembrie 2008, când festivalul era doar interjudețean și avea ca parteneri Inspectoratul Școlar al Județului Maramureș, Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, Secția Română Etnologie, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare, Centrul Comunitar Sfântul Francisc de Assisi, Organizația Caritas. Proiectul are ca scop redescoperirea valorilor culturii și artei populare românești, promovarea patrimoniului cultural popular în rândul elevilor și al cadrelor didactice, crearea unor oportunități prin care cadrele didactice și elevii să-și poată prezenta produsele muncilor, oferirea de șanse egale tuturor copiilor prin acordarea unei atenții speciale educației inclusive și prin implicarea în acest proiect a copiilor de la Centrul Comunitar Sfântul Francisc de Assisi Baia Mare, a copiilor cu dizabilități de la Asociația Esperando, precum și a copiilor de la casele de tip familial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș. Alte două scopuri ar fi transmiterea mesajului pe care masca, simbol al mentalității arhaice, îl promovează chiar și dincolo de granițele țării, prin implicarea unor voluntari străini ai Asociației IMCA Baia Mare și oferirea șansei de a socializa și de a se reintegra în societate a persoanelor lipsite de libertate, prin implicarea în proiect a trupei Mons Medius de la penitenciarul Baia Mare. Grupurile țintă ale proiectului sunt preșcolarii, elevii din clasele 1-12, studenții de la Facultatea de Litere Baia Mare, Secția Română Etnologie, cadrele didactice implicate în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal, specialiști ai artei și culturii populare. Ediția întâia a implicat 17 județe, 40 de cadre didactice și a adunat 169 de măști din zonele Transilvania, Moldova, Muntenia, Banat, Oltenia și Dobrogea. Datorită interesului mare arătat de școlile din țară, la ediția a doua, proiectul a primit din partea Ministerului Educației și Cercetării statutul de festival național, având ca noi parteneri Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național. Un an mai târziu, în 2009, la cea de-a doua ediție, au fost implicate 58 de școli din întreaga țară, cum ar fi Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu din Târgoviște, Școala numărul 4 Vatra Dornei, Liceul de Artă din Târgu Mureș, Grupul Școlar Ogna Șugatac, Județul Maramureș, Școala Generală Mihai Eminescu din Arad, Școala din localitatea Români, Județul Neamț, Școala Chinteni, Județul Cluj, Școala Octavian Goga din Oradea, Liceul Aurel Vlaicu din Breaza, Județul Prahova, Grup Școlar Alexandru Pap din Reșița, Județul Caraș-Severin, Liceul Teoretic Vasile Alexandri din Iași și multe altele. Au fost realizate 196 de măști, iar 7 lucrări au fost create de studenții de la Secția Română Etnologie de la Facultatea de Litere din Baia Mare. De data aceasta, festivalul a avut ca invitați de onoare pe meșterul popular Șușca Vasile, ansamblul Dumbrăviciana din localitatea Dumbrăvița, Județul Maramureș și grupul de copii Moșii din Chiuzbaia. Festivalul începea să promoveze și o parte semnificativă din zestrea imaterială, culturală a Maramureșului, tradițiile de iarnă moroșene, dar mai cu seamă obiceiul jocului brondoșilor maramureșeni. În mentalitatea arhaică, aceștia au rolul să alunge spiritele rele din casele oamenilor la final de an, ca aceștia să poată primi așa cum se cuvine noul an. La ediția a treia se adună în expoziția festivalului 172 de măști realizate de elevi din 21 de județe, iar cercul invitaților se lărgește, fiind prezenți ansamblul Rosa Rosalina de la grupul școlar Octavian Goga din Rozavlea, ansamblul folcloric Iza de la școala Mircea Vulcănescu din Bârsana, grupul Doruleț de la școala Ion Popescu de Coaș din Coaș, trupa Medio Monte Circus de la penitenciarul Baia Mare, ansamblul Dumbrăviciana din Dumbrăvița, grupul Brondoși din Cavnic, Moșii din Chiuzbaia, grupul Moșuții de la școala cu clasele 1-8 Nichita Stănescu Baia Mare și grupul Brondoși Daci de la școala cu clasele 1-8 numărul 18 Baia Mare.
Ediția a patra din 2011 a reunit 102 măști. Și în acel an, organizatorul a considerat oportun ca alături de lucrările elevilor școlilor implicate să expună măști populare confecționate de persoanele cu dizabilități din Asociația Esperanto, precum și ale copiilor din casele de tip familial. Prin această inițiativă s-a dorit întărirea legăturilor între copii și tineri prin intermediul artei, promovarea diversității și demonstrarea că arta nu are granițe. Astfel, s-a putut vedea că toți copiii pot fi creativi prin implicarea activă a acestora, chiar dacă unii dintre ei sunt cu nevoi speciale sau provin din medii sociale defavorizate. Invitatul de onoare al ediției a patra a fost ansamblul Doruleț din Coaș, județul Maramureș. Cea de-a cincea ediție a festivalului din 2012 a avut o bogată colecție de măști, respectiv 233. Invitați să facă o demonstrație a obiceiurilor sărbătorilor de iarnă au fost ansamblul Doruleț din Coaș, Maramureș, ansamblul Codrulețul de la școala primară Iegheriște, județul Satu Mare și pentru prima dată ansamblul Mugurii Maramureșeni de la școala gimnazială Nicolae Iorga, Baia Mare, școala gazdă. Tot pentru prima dată participau la festival voluntari ai asociației IMCA veniți din Spania, Letonia, Turcia și Franța, iar ca parteneri se adaugă Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș și Biblioteca Județeană Petre Dulfu Baia Mare. Biblioteca a participat la festival cu o expoziție de carte și o povestire digitală despre masca maramureșană. De-a lungul celor 5 ediții, măștile au făcut parte din expoziții organizate de Facultatea de Litere din Baia Mare, Secția Română Etnologie, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare, Centrul Comunitar Sfântul Francis de Assisi, Organizația Caritas. Festivalul Național al Măștilor Populare Românești a ajuns în 2013 la cea de-a 6-a ediție și reunește în expoziție 282 de măști. Partenerii școlii organizatoare sunt Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Culturii, Culturilor și Patrimoniului Național, Inspectoratul Școlar al Județului Maramureș, Biblioteca Județeană Petre Dulfu Baia Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Maramureș, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere, Secția Română Etnologie, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Baia Mare. Și în acest an au fost invitați în festival ansamblul Dorulețul din Coaș Maramureș, ansamblul Mugurii Maramureșeni de la școala gimnazială Nicolae Iorga Baia Mare și voluntari ai asociației IMCA veniți din Spania, Lituania, Turcia și Armenia. Maestria creatorilor, indiferent că sunt copii sau adulți, este uimitoare prin invenția neobosită în cadrul unor tipare date, prin felul în care reușesc să le armonizeze din materiale diverse, transfigurate și asamblate în noi și noi raporturi de forme și culoare, rezultatul fiind transferul de personalitate pe care îl reprezintă masca. Meritul acestui festival este acela de a conserva și transmite generației tinere câteva obiceiuri tradiționale românești care altfel riscă să se piardă odată cu trecerea timpului.